Bună seara, bine v-am regăsit la Fabrica, doamnelor și domnilor, mai puțin domnule Năstase, ci pur și simplu Năstase sau Andrei. N-am ce să-ți fac. Singur ai zis că noi suntem Publica VC. Deci ce o să-ți facem? O să tragem apa. Ai înțeles? Bine. Și cam atât. Atât am dorit să cobor la nivelul tău. De acum încolo însă vom încerca să discutăm despre tine, cel care crede despre sine însuși că este salvatorul Moldovei, cel care crede despre sine că este cel mai pro-european dintre pro-europeni, cel care crede despre sine că reprezintă alternativa, că este suma tuturor valorilor, că nimeni nu este ca el și că toată lumea trebuie să-l asculte. Sincer să vă spun, am o... poate pentru prima dată în ultimii, nu știu, 10 ani, o invidie profesională. Și anume faptul că colegii de la Ziarul Național s-au mișcat mai repede decât ne-am propus noi să o facem, pentru că eu sunt dependent de o oră și ei sunt dependenți de un tiraj care trebuie să apară dis de dimineață. Și iată că a reușit ei să facă ceea ce am vrut noi să facem, un portret psihologic al lui Andrei Năstase. Deci asta după ieșirea extraordinară a lui Andrei Năstase la conferința pe care a susținut-o, acolo unde ne-a numit cum ne-a numit, după care a apărut un șir întreg de reacții al unor oameni, mai puțin sau cel puțin deocamdată, până la ora asta n-am reușit eu să găsesc, fiind prins astăzi și cu alte lucruri, reacțiile din mediul ONG-istic, acel mediu care deseori este atât de favorabil lui Andrei Năstase, mediu care de regulă sancționează tot felul de lucruri și acum pare să reacționeze așa, cu oarecare întârziere, sper eu, provocată de stupoarea produsă de ieșirea lui Andrei Năstase. Andrei Năstase cred că uită că el este deputat sau poate derutat. S-a derutat de faptul că e deputat și că are un cu totul alt statut. Nu mai este cel care promitea și mințea că nu va deveni niciodată un politic, promitea că va fi doar un activist civic. Nu mai este cel care încerca să intre cu forța în Parlament și îndemna lumea să strângă de gât polițiștii. Nu mai este cel care militează prin Europa în detrimentul Republicii Moldova. Este cel care slujește teoretic Republicii Moldova, dumneavoastră, mie, invitaților mei din seara aceasta, și cu această ocazie salut și pe cei pe care unor Andrei Năstase, altor oameni din gașca lui ponegresc într-una, adică pe comentatorul Roman Mihăiești, bună seara. Și pe analistul politic Vitali Catană, bună seara. Bună seara. Aș vrea să vă rog să discutăm împreună despre acest domn, să vedem ce s-a întâmplat cu acest domn de data aceasta, cu ghilimele, pentru că ceva nu e în regulă. Și am să vă rog să-mi dați voie să citez întâi concluziile pe care le-au tras cei de la Ziarul Național, care la rândul lor au făcut pe bază de contract și confidențialitate cu mai mulți psihologi un portret. Eu am să dau citire, scurt și rapid așa. Cum este Andrei Năstase ca suma observațiilor mai multor psihologi? Egocentric, vanitos, orgolios, șiret, nesincer, șmecher, din nou egocentric, comod, cu tendințe spre câștig financiar, poziții sociale înalte, putere de influență și conducere, abilități de conducere și de administrare foarte precare, rezistent, irresponsabil, instabil, are complexe de inferioritate și de afirmare. Nu-i place să muncească concret, practic, cu produs real, detestă activitatea de rutină zi de zi, este invidios și impulsiv, se consideră special și este neorganizat, preferă o viață îndestulată, activă, fără constrângeri și obligațiuni. Îi place să fie admirat, lăudat și aplaudat. Este răzbunător, poate depăși chiar normele moralității pentru a pedepsi. Este capabil de a agita doar masele pe o perioadă scurtă, dar nu și de continuitate. Se face popular prin empatie, având capacități de comunicare și convingere. Pozează în jertfă, martir, uneori chiar sub demnitatea sa. Urmărește poziții sociale înalte, neapărat înalte, ca să se deosebească semnificativ de cei din jur, indiferent ce trebuie să facă pentru asta. Oportunist, lenos, comod, nu-și respectă promisiunile. Dificil în comunicare și conviețuire pașnică. Ironic, sarcastic, prefăcut, bârfitor. Certăreț, iritabil. Îl caracterizează duplicitatea și fățărnicia. Știe să manipuleze. Extrem de supărăcios, cu viziuni unilaterale. Poate avea comportament agresiv și bătăios, cu inclinații violente. Fricos și laș. Pentru rezolvarea problemelor sale, acționează cu mâini străine. Axează discuțiile pe abstractizări, generalizări, evitând orice aspect concret cu conturări clare, pentru a avea spațiu de vorbă multă și manipulare. Meschin și laș, are teamă să-și piardă averea, confortul, inclusiv în familie. Și sunt mult mai multe asemenea caracteristici, cele mai multe se repetă, fiind vorba de o sumă a unor observații
făcută de mai mulți psihologi. Iată așa arată Andrei Năstase, analizat de psihologi. Și acum vreau să vă rog pe dumneavoastră să vedem, să discutăm cine este, cine se crede și cine se pretinde a fi de fapt Andrei Năstase. Cine dorește să înceapă? Cine dorește să aibă plăcerea de a... E dificil să încep pentru că mă gândesc la mai multe în momentul ăsta. Sigur că comportamentul lui Năstase trebuie discutat, dar eu mă gândesc că probabil ar fi cazul de lărgit spectrul de numărul de persoane, pentru că acolo, în ceea ce înseamnă blocul ăsta acum, am impresia că, știți, funcționează regula aia care un popor găsește expresie în zicala că a tunat și a cam adunat, știți? Și de asta chiar și la emisiunea dumneavoastră anterioară, dacă vă amintiți, am invocat aceste lucruri. Dificultățile sunt mai multe, inclusiv și pentru faptul că acești oameni operează cu un instrumentariu pe care, pe de o parte, e foarte greu să-l folosești ca răspuns, pentru că vorba aia, dacă îți pui mintea cu un nebun, oamenii riști să nu facă diferența între cei care se discută. Iar pe de altă parte, nu pot să nu răspunzi unor asemenea lucruri și riscul este, știți vorba aia, te trage la nivelul lui și te bate cu armele cu care el este mai dotat. Sunt nebuni, experte în nebunii și atunci e foarte greu să spui mintea cu ei. Sunt și odihniți la minte pe deasupra. Dar, oricum, lucrul ăsta există în spațiu public și de asta am zis că e bine să căutăm modalități și soluții de a putea răspunde la treburile astea, pentru că nu e problema doar de persoanele noastre. E vorba și de, până la urmă, în cazul dat, despre probleme publice. Vorbim despre deputați, vorbim despre decizii politice, decizii care se reflectă în viața noastră, adică pentru că vine un partid la putere, asta înseamnă că pentru următorii 4 ani acei oameni vor decide destinele noastre și noi nu putem lucrurile astea să le lăsăm pur și simplu. Și e foarte bun acest demers, pentru că el trebuie adus în discuție. Eu am spus că e valabil și de asta am spus că e cazul de lărgit spectrul de persoane, pentru că noi știm, iată, discutăm în mediu și chiar am pus în fața colegilor întrebarea, domnilor, adică rezultă că noi cunoaștem despre mulți oameni din acest bloc acum și de pe lângă ei care au probleme reale, psihiatrice inclusiv, oameni, un om care știm, și nu o să-i dau numele, dar știu, eu știu, am informații tot din mediul oamenilor și nu din diferite zone și care știu că la un moment dat făcea tratament psihiatric la Viena în fiecare primăvară, pentru că dacă nu făcea, apuca crizele. Iar noi din bun simț, deci nu vorbeam despre lucrurile astea pentru că considerăm că e o chestie de etică să nu divulge asemenea lucruri. Numai că acești oameni, tocmai ei sunt cei care... Deci noi nu aducem în spațiu public un fapt real. Nu mai zic că au deținut și funcții publice unei și chiar era cazul de pus problema. Dar este vorba de un fapt real pe care noi îl trecem din motive etice, iar ei vin cu tot felul de nebunii, fantasmagorii, tot felul de minciuni, josnicii, delațiuni, părăciuni, minciuni. Și ne pune greu că cum pot și... Problema este, cum să vă spun, că pierzi teren, pentru că mai contează și audiența. Eu la București am avut și aveam pretenția că pot să aplic regula asta, dar văd că nu funcționează. Tot într-un mediu cu colegii pot să spun și situația. Aveam un coleg care era fan Iure Roșca, apropo, am avut și cu el discuții. Și el îmi spunea, băi, când îl dați jos pe Snegur, când veneam din vacanță. După vacanță ne vedeam și mai făceam schimb de impresii. Prima lui rep era când îl dați jos pe Snegur. Zic, eu nu știu, n-am treabă cu chestiile astea, nu știu când o să-l dea cineva jos pe Snegur, nu mă privește. Și da, era roșchist, am înțeles. Și roșca. Eu ignoram treaba asta. La un moment dat m-a pus păcatul să-i spun, băi, zic, măi, nu Roșca este chiar cel mai mare patriot prin părțile astea. Din momentul ăla mi l-am făcut dușman. Am ajuns să fiu poreclit de el ca fiind agent al KGB-ului, chestii nebunii de asta. Bine,
A zis, da, m-a impresionat reacția colegilor. Deci cei care au venit de fapt și m-au uite, ăsta vorbește despre tine lucru de asta. Da, lasă-l că știm cum e și cunoaștem calitățile, tu nu-ți face probleme. Alții la fel au zis. Eu am constatat că a fost suficient să nu am nicio reacție ca oamenii să-și dea seama, colegii să-și dea seama despre ce se întâmplă, cine este nebunul și cine este omul normal. Și mă bucur că au făcut distincția corectă. La noi, audiența, din păcate, nu este chiar de o asemenea calitate care să discearnă asemenea lucruri, să vadă cine este delatorul, mincinosul, să nu spui problema. Ok, haideți să vedem la subiectul emisiunii, totuși. Păi, cam ăsta e subiectul. Bun, că aici scuzați-mă, domnul Gădanu, dar totuși avem un subiect clar aici, pentru că astăzi am văzut câteva subiecte în presă despre Năstase și trebuie să... Eu cred că avem timp suficient să discutăm și din păcate nu foarte mult emisiunea, nu doar 35 de minute cu totul. Bine, cu școala e ok că mă ziceți aminte, dar eu aș vrea totuși să vă invit să discutăm despre fenomenul Năstase, pentru că mi se pare foarte grav ce se întâmplă. Și astăzi un sociolog a tras atenția că, de fapt, în lipsa lui Usatăi, a venit acest Năstase să ocupe spațiul prostului satului sau nebunului util. Sau, am spus-o și eu mai demult. De fapt, este ăsta. Exponentul lui Usatăi pe aici și lucrează și pe banii lui că Usatăi. Că altă dată făcea Usatăi spectacole de prost gust, populiste. Acum, în lipsa lui Usatăi, prietenul lui Andrei Năstase face spectacole de prost gust. Eu mă scut că cineva din piariștii lui îl sfătuie să facă chestia asta, să se dea în strâmbă, să atace dur o parte a presiei. În limbajul lor s-ar numi asta fidelizarea electoratului și captarea unui electorat contra altul electorat, adică să face un hotar în felul ăsta. Uh-huh. Este un procedeu, eu îl cunosc procedeul ăsta, numai că în cazul unui Năstase, e mai mult decât atât. E și ceea ce scrie în expertiza psihologilor, se suprapune încercarea lui de a-și capta un anumit electorat, de a-l fideliza și de a aplica anumite tehnologii populiste, cu natura lui, cum scrie acolo, laș, nenumărată, laș, impulsiv, cu complexe de inferioritate, complexe de afirmare, dezorganizat, răzbunător, orgolios. Deja aici nu este doar opinia mea și a domnului Catană subiectivă, sunt niște specialiști, da? Sunt niște psihologi care chiar dacă nu și-au dat numele deocamdată, dar eu sunt convins că la un examen psihiatric domnul Năstase cade. Chiar cineva l-a invitat să treacă un examen psihiatric din blogger. Chiar aș vrea să văd, nu să meargă domnul Năstase la un specialist care îi place lui, nu știu unde. Dar să invite presa, că îi place cu presa, da? Da, el vrea tot timpul în ochii presei, atenție. Să la spitalul de psihiatrie din Costijeni, dacă el este convins că totul e ok la el cu... Sau unul străin, dacă nu... Sau, nu, deci chiar și la voi se meargă. Unul local, patriotic, așa, dar, ca să nu să zică fie... că străinii după aia... Ar fi în stare să spună că străinii, să de fapt, îl dezavantajează. Da. Pentru că ceea ce face el deja de câteva luni bune, de când a devenit deputat, seamănă a fi ceva neferesc, pentru că... Eu înțeleg, în opoziție, când ești, trebuie să strigi, trebuie să critici, trebuie să te faci vocal, dar el are obsesie, unul, pentru Vlad Plahotniuc, pe care îl numește cu cuvinte urâte și absolut nemotivat și încearcă să creeze o psihoză în jurul acestui nume, ține captiv 26 deputați din blocul acum care au fost votați de electoratul democratic să facă o alianță, până la urmă sau ce au putut să discute cu PD-ul, nu? De când el e mână, din motive de ură, e mână spre socialiști. Nu neapărat cu PD-ul, dar e vorba de un electorat care a fost votat pe ideea europeană. Sigur că da. Votat pe ideea Sigur europeană. Că da, asta am vrut să spun. Și acum avem o situație în care un tip cu componentă bădărănesc, așa cum a spus și premierul Filip ieri, blochează un proces întreg de discuții, de negocieri, blochează o țară întreagă și l-am văzut ei debetând niște aberații acolo în această conferință de presă și este un caz de a întreba deja colegii lui din blocul acum, da? Domnilor, l-aș întreba și pe domnul Octavian Țigu, pe ceeași Mărie Ceobanu, pe domnul Munteanu, care a fost ambasador. Domnilor, dar voi cum calificați comportamentul? Vă place cum el numește presa cu cuvinte atât de urâte, e normal ca un politician care se pretinde a fi un exemplu și un bloc pro-european să facă ceea ce a făcut el cu, de exemplu, cu Publica TV, să numească Publica VC, e normal lucrul ăsta? Eu cred că nu e normal. Eu cred că ar trebui și colegii lui deja
să se autosesizeze. Unii dintre ei, că alții, de asta am zis că trebuie extinsă lista, pentru că alții au aceleași apucături. Din păcate există acolo oameni care, într-un fel sau altul, mă surprind și pe mine cu felul în care au abdicat de la tot felul de standarde morale pe care până nu de mult și le asumau și le exprimau cu voce tare. Oameni care, cum spuneți și dumneavoastră, nu au niciun fel de reacție la comportamentul deja dincolo de, hai să spunem așa, limita limitelor. Iertați-mă, ce reacție să aibă dacă au avut reacții atunci când Grigorciuc a lovit? Bine, nu-ți place sârbul, ai tot terenul, ai la îndemână toate mijloacele pentru a-ți spune părerea despre sârbul. Dar eu nu cred că un deputat trebuie să are dreptul sau trebuie să-și permită în spațiu public să salute și să îndemne, de fapt, la asemenea manifestări. De acord. Din păcate există această problemă, inclusiv acolo. Cred că în perioada următoare mai multora va trebui să li se dăvoaleze adevărata față, pentru că dacă Andrei Năstase cumva a reușit să obișnuiască spațiul public cu ieșirile sale periculoase și agresive, alții abia de acum încolo își vor arăta duplicitățile. Pentru că, într-adevăr, o întrebare, cum ați observat și dumneavoastră, este care e demarcația aceea sensibilă în comportamentul lui Andrei Năstase între jocul pe care îl face orice politician, mai ales unul de opoziție, care, după cum vedem și la nivel european, poate fi mai radical, mai acru la vorbă, mai tăios, mai nu știu ce, și linia care deja te duce cu gândul la patologie. Aici e problema. Atacul insistent al lui Năstase împotriva unei părți a presei, împotriva unor ONG-uri, și a unor lideri societății civile, dar un atac dur, ostentativ, urât, arată că el, de fapt, depășește toate limitele, pentru că el fiind cu țopii împreună, șefii unui trus de presă, cum ar fi Jurnal TV, de exemplu, unde se face propagandă pură acolo. Uitați-vă la știrile lor, nu o să vedeți acolo a doua opinie niciodată. Îi atacă, de exemplu, PD-ul, a doua opinie PD-ul nici nu mai dau. Sau altor partide, să zicem, sau altor lideri politici. Deci, făcând, și mai ales emisiunea aia umoristică care atacă foarte urât... Uitați-l în imagine acum, după ce a bruscat autoritățile și o femeie pe scenă, ridicând mâinile, circulând ca un erou, căutând și admirația publică în permanență. Cum poate el să se erigeze într-un moralizator, într-un personaj care apelează la anumite practici europene și democratice, când trustul lor de presă, finanțat de țopi și care face propagandă pentru blocul acum, este un instrument de propagandă pură. Și în acest context, și aici este o întrebare, domnule, dar dânsul înțelege chestia asta sau poate dânsul deja nu mai este capabil să facă niciun rământ? Eu aș readuce în discuție afirmația domnului Mihăieș și eu am observat la un moment dat, după succesiunea unor atacuri, că de fapt se aplică o regulă. Nu e prea deșteaptă, dar oricum se observă. Adică vin cu protestele astea și cu atacurile astea, unde e miliardul, dați miliardul înapoi. Ca după asta să aflăm că tocmai ei sunt cei care s-au înfruptat din acel miliard, da? După asta vorbesc despre anumiți oameni care ar fi trădători. Și după asta aflăm că, iată, tocmai ei sunt cei care fac jocuri cu Moscova și sunt în stare să trădeze interesele Republicii Moldova, făcând înțelegeri cu Moscova. Și multe alte lucruri de acest gen pe care pe unii i-au etichetat, Iuda, ei fiind iarăși cei care au comportament specific. Acum, iată, vorbesc de publica VC, probabil că acolo ceva, ori la nivelul lui Freud trebuie, ori chiar chestie de tehnologie, atunci când știi că tu ești cu problema, dar încerci să ataci exact cu aceeași probleme adversarii pentru a induce cel puțin confuzia în percepțiile lor oamenilor și a nu distinge cine sunt oamenii normali, cum se cade pur și simplu, și oamenii de acest fel care, iată, și-au făcut din atacuri, din delațiuni, mod de a acționa, de acțiune deci, politică. Mai este un element important care trebuie să-l aducem în discuție. Vă aduceți aminte pe data de 21 februarie, cu 3 zile înainte de alegeri, personal, fiecare candidat atunci la funcția de deputat din blocul acum a semnat un document în care s-a obligat să nu facă alianță nici cu PD-ul și nici cu socialiștii. I-a publicat pe Facebook, fiecare pe pagina lui, au trâmbițat, s-au erijat în cei mai mari antisocialiști și antiruși, mai mari decât ruși, ca cu Vadim Tudor luați împreună din toate timpurile care au fost autentici cândva antiruși și anticremlin, să zicem așa. Ca a doua zi după alegeri, pe 25 februarie, toate televiziunile lor, TV8, Jurnal TV și plus altele, au început, și ProTV trebuie să punem pe și toți experții lor de casă au început, domnule, să fie creat bloc antioligarhic între acum și socialiști.
Acum, eu m-am mai întâlnit cu unii cu asta, dar cum rămâne cu angajamentul ăsta? Știi? Ce nu înțelegi că asta e tehnologie politică? Asta e pentru masă. Câștigă ăla care e mai șmecher, care e mai... Așa mi-au spus cineva din ziariștii lor de casă, de experții lor de casă. Acum... Bun. E foarte clar că Andrei Năstase a avut grijă să șchereze imaginea unui om cu 1000 de fețe, ca să stârnească confuzie, ca să arunce asupra altora tot felul de imagini false, ca să deruteze pe toată lumea, ca să aplice tehnologii politice, ca să nu facă altceva decât... El cunoaște foarte bine vorba aceea că hoțul strigă hoțul. Da? Ce fac ei de nu știu când? Aruncă tot felul de epitete în stânga și în dreapta, inclusiv cu ajutorul televiziuni, jurnal TV și a unor show-uri, așa zise, de pamflet și de nu mai știu ce acolo, tocmai pentru a înrăi populația, a crea confuzia și a întoarce atenția de la propria persoană către presupuși inamici. Ori, dacă urmărim și am văzut imaginile care s-au derulat mai devreme, observăm doar că Andrei Năstase are cât o față pentru fiecare ocazie. O față violentă, o față de victimă, o față de sfânt, o față de smerit. L-am auzit acum foarte puțin timp, în preajma Paștelui, explicând cum s-a dus la Muntele Atos și s-a umplut de smerenie. Unde-i smerenia? Unde este smerenia? Da, unde este smerenia, pur și simplu? Unde este smerenia în momentul în care îți permiți să vorbești asemenea lucruri? Unde? El a fost la Muntele Atos pe o filieră rusească și el nu comentează chestia asta. Eu m-am interesat. Acum, nu știu dacă el a fost pe filieră rusească, nu știu dacă merită să ne lansăm noi în lucruri pe care... Da, și asta e important, domnul... Vă spun ceva, care poate mulți nu cunosc. La Muntele Atos, Patriarhia Ortodoxă Rusă organizează tururi organizate, trebuie... Plătești o sumă de bani, câteva luni înainte și te duci acolo, dar între timp, acolo sunt implicate și propaganda, și ideologia, și provocarea unor persoane. Și el a mers pe un tur organizat de Patriarhia Rusă. Asta e un ascunde chestia asta. Pentru și mi se pare important lucrul ăsta. Deja, cred că trebuie cazul să demonstrăm aici în emisiune că Biserica Rusă, pe de o parte... Dar nu despre Biserica Rusă e vorba acum. Nu vorbim despre Rusia acum. Noi vorbim despre Andrei Năstase. Nu, sigur că vorbim despre... Dar arătăm fața lui adevărată. Dar nu știu dacă fața lui adevărată e asta. Cine mai știe care e fața lui adevărată, de fapt? Pentru că eu am senzația că în egală măsură îi minte... inclusiv pe ruși, inclusiv pe occidentali, inclusiv pe propriul electorat. Minte într-una. Are cât o față pentru fiecare, cât o ocazie pentru fiecare. Deci cât o să meargă chestia asta cu asta minciuna? Asta este mare întrebare. Pentru că el pe asta mizează. În momentul în care și-a permis să ne numească în felul acesta, el n-a înțeles un lucru elementar. Odată că nu mai poți să spui despre tine că ești democrat, că ești pro-european, că ești nu știu cum. Nu ești, Andrei. Ești cu totul altceva, pe de-o parte. Pe de-altă parte, nu mai poți în niciun fel să-ți mai arogi meritele ce țin de vreo care virtute morală. Nu mai există. Nu mai există zidul plângerii de la care și-a postat imagini pe Facebook. Nu mai există mănăstirile de la Athos, n-are importanță sub așezarea cărei patriarhii. Nu mai există absolut nimic. Există doar această imensă băltoacă morală. Nu știu dacă oamenii au înțeles, dar sper că au înțeles măcar acum, cei care l-au susținut cu bună credință la vremea respectivă, că Andrei Năstase nu este ceea ce a tot încercat să spună. Nu este nimic din... Eu aș mai adăuga doar două lucruri și îmi permit să o fac cu asumarea faptului că sunt până la urmă posesor unui diplome de masterat în psihoterapie analitică. Încă două lucruri aș mai adăuga. Mesianism, sună așa foarte important, dar vine de la Mesia. Andrei Năstase se crede salvator. Întrebarea e dacă se crede în sens clinic sau doar joacă acest rol. Ar fi nevoie de o expertiză mai aprofundată. Pe de o parte. Pe de altă parte, delir de grandoare. Când omul se crede mare și începe să delireze. Da? Și începe să explice lumii tot felul de lucruri. Dar nu, Andrei, nu ești nici salvator, nici eliberator. Cu siguranță nu. Și iată, din nou, pe ecran apar acele atribute pe care le dau psihologii la care au apelat colegii de la Ziarul Național. Da, într-adevăr, cam toate acestea sunt adevărate, doar că toate acestea arată un lucru imens. Pericol. Aici scrie pericol. Bine, în acest caz, doar, Vitalie, dacă îmi permiți, eu cred că locul lui este în opoziție parlamentară, acest gen de oameni nu trebuie să ajungă la guvernare. Nu că președintele Parlamentului, nici măcar șefa Uniei, nu l-aș vedea nici măcar șefa unei, să zic, comisii parlamentare. Să stea simplu deputat și
să... Eu sper că colegii lui, pentru că eu cunosc câțiva deputați din blocul acum, cu un IQ destul de înalt, au facultăți, au câteva cărți scrise, și eu nu cred că e mult timp vor tolera, pentru că nivelul intelectual al Andrei e mult mai jos decât al lor. Andrei Năstase, după facultate, nu cred că a citit vreo carte în afară de codul penal și nici pe ăla până la capăt. Bagajul lui este foarte redus intelectual. Nu a mai făcut nici masterate, nici doctorate, nu a făcut lecturi, a îmbat doar cu afacerile cu țopii, etc. Deci eu sper că ceilalți care sunt în jurul lui, într-o bună zi, dacă nu toți, clar că nu toți, dar măcar o parte dintre ei se vor trezi din deputații respectivi, pentru că au mai fost cazuri. Au mai fost cazul Roșca în istoria Republicii Moldova, au mai fost cazul Filat în istoria Republicii Moldova. Că nu vreau să dau exemple, dar doar un singur exemplu aș da totuși aici. Aduc aminte Sergiu Burcă, care a fost unul dintre cei mai buni prieteni lui Iurie Roșca și care a închis ochii la multe fără de legi. Într-o zi a răbufnit și a scris niște articole, la fel și Țecăreanu, la fel și alții. La fel cu Filat s-a întâmplat câțiva deputați fost pe de miști, apoi au trecut chiar și unii în opoziție față de PLDV. Așa o să întâmple și cu Andrei, numai că să nu fie prea târziu lucrul ăsta. Nu știu dacă e prea târziu sau nu, dar ceea ce ar trebui să-i se amintească lui Andrei Năstase este faptul că el acum se află într-o demnitate oficială. Nu știu pentru cât timp, pentru că deocamdată formațiunea lui creează niște criză cumplită. Care păi criza împiedică... el a creat criza asta. Dar deocamdată el este, sau cel puțin a acceptat să fie, n-a respins mandatul, deși s-a prins întotdeauna că legile ar fi fost fraudate, da? El este deputat al Republicii Moldova. Un deputat care, din nefericire pentru el și pentru cei care cred în el și pentru politica Republicii Moldova, reprezintă o imensă problemă, uriașă problemă. Pentru că toate aceste atribute pe care le-au acordat psihologii solicitați de Ziarul Național, toate comportamentele pe care oamenii le-au văzut și le văd în continuare din partea lui, nu fac altceva decât să creeze o extrem de dureroasă decepție și deziluzie a propriului electorat, pe de-o parte, și pe de altă parte, o extrem de gravă situație pentru Republica Moldova. O criză politică fără precedent, creată de niște oameni care, de-a lungul apariției lor acum câțiva ani în politica Republicii Moldova, nu au făcut altceva decât să mintă, într-una. Să ne amintim. Mișcare Civică au promis că nu vor fi partid, au devenit partid. Au ajuns partid, au promis că nu vor accede niciodată la funcție. Au ajuns în Parlament, au uitat de toate astea, au uitat de jurământ, au uitat de toate cele, au cerut două funcții, premier și președinte al Parlamentului. În continuare se țin de asta, blocând discuțiile, nediscutând cu colegii lor de vector și de orientare, adică cu democrații, dar încercând să facă o alianță cu socialiștii. Cu socialiștii cu care, teoretic, ar fi inamici și concurenți. Păi, pe toate ideologia, planurile, dar nu... Ceea ce în campania electorală, iarăși mă întorc la campania electorală, pentru că asta este important să dăm și o probă, adică și scria clar că Dodon e inamicul numărul 1 al Republicii Moldova. Că ei luptă împotriva criminalilor, că ei vor să depună să facă o legislație mai dură. Nu, că și după alegeri l-au acuzat, da, pe Dodon de toate relele pentru, da, vizite la Moscova, dar după aia imediat puneau o virgulă și ziceau că da, vrem să negociem în continuare. Lor, acolo două treimi era despre Putin, Dodon și cât de mare pericol rusesc. Și toate astea insistă, da, să negocieze în continuare tot cu Dodon. Bun. Măcar dar fi dus undeva, dar nici măcar aceste negocieri nu arată a nimic, pentru că nici măcar acolo, până, eu am senzația că Andrei Năstase îl minte până și pe Dodon, de fapt, pentru simplu motiv că vine cu niște planuri absolut fantasmagorice. Aici se ascunde. Aici e toată povestea. E fantasmagoric. Astea sunt perdele de fum, pentru că eu consider că adevăratele condiții sunt în acea cutie neagră despre care am vorbit eu. Și probabil că Năstase fie știe, fie doar joacă un rol. Pentru că eu nu-mi imaginez că oameni ca Filat, Platon, au investit vagoane întregi de bani, mulți bani, doar ca, iertați-mă, să-i facă pe Năstase sau pe Maia, fie speaker, fie prim-ministru, ei stând acolo la răcoare. Nu-mi imaginez așa ceva. Prin urmare, eu consider că miza negocierilor pentru cei care realmente discută condițiile adevărate este alta, de fapt. Am spus-o, libertatea lui Platon, libertatea lui Filat și a celorlalți care au participat la furtul miliardului. Năstase cu Maia Sandu fie sunt implicați, fie sunt doar marionetele care la suprafață discută, iată, la modul în care spuneți dumneavoastră, absolut incoerent și de-a dreptul abracadabrant.
ca acolo la subsol să se întâmple ceva. Problema pentru ei în momentul ăsta, de aia și îl atacă. De asta și îl atacă cu toate invectivele, dar în același timp insistă să negocieze în continuare. Pentru că Dodon probabil nu vrea să participe la chestia cu cutia neagră, ar vrea o alianță, dar să exclude din ecuația alianței exact scopul acesta despre care am vorbit. Și aici este bătaia lor cu Dodon și sigur cu restul. De asta, în rest, ce își privește promisiunile lor, eu cred că, sper să nu se ajungă, dar eu cred că oamenii nu trebuie să-și facă iluzie. Ei marșează, iată, pe lupta cu corupția, dar, iată, mai nou mai au loc niște scandaluri legate de probleme cu oamenii de afaceri. Nu știu, nu vreau să-mi dau cu părerea, instanța va trebui să decidă, dar eu observ comportamentul lor de-a lungul timpului. Ei, de fiecare dată, pe de o parte, se face presiunea din partea opiniei publice să fie prinși corupți, că dacă vorbim de corupție, să fie prinși corupți. Pe de altă parte, în momentul în care este cineva prins și deferit justiției, ei sar și îl victimizează și îl înrolează în zona lor de acțiune, să mai exprim așa, politică. Și atunci întrebarea este, dar cum să luptăm cu corupția după modul pe care ei îl fac? Adică prins coruptul, iar ei îl victimizează ca să atace guvernarea care prinde corupți. E clar că nu asta este, de fapt, fața lor adevărată. Nu lupta cu corupția, despre bunăstarea cetățenilor văd că nici nu vorbesc, nu interesează. Domnilor, am ajuns la final. Dați-mi voie să mai dau încă o dată citire aceste liste, pentru simplu motiv că nu sunt opiniile noastre și nu pot fi acuzate de subiectivism. Lista atributelor psihologice pe care, la solicitarea Ziarului Național, au creat-o mai mulți psihologi în expertiză independentă. Ziarul a publicat o sumă, dacă putem spune așa. Așadar, în opinia acestor oameni, și vă rog să ascultați chestiunea asta pentru simplu motiv că merită, nu pentru că avem noi ceva cu Andrei Năsase, ci pentru că are el ceva cu noi și pentru că a considerat că trebuie să ne numească așa cum ne-a numit. Asta este. De acum încolo vom lăsa și noi la o parte ceea ce până acum am considerat că trebuie să fie decent în raport cu el, în raport cu oricine altcineva, vom rămâne așa cum ne știți, adică jurnalistici. Iată așadar, egocentric, vanitos, orgolios, șiret, nesincer, șmecher, comod, cu tendințe spre câștig financiar, poziții sociale înalte, putere de influență și conducere, abilități de conducere și administrare foarte precare, rezistent, irresponsabil și instabil. Are complexe de inferioritate și de afirmare, nu-i place să muncească concret, practic, cu produs real, detestă activitatea de rutină zi de zi. Este invidios și impulsiv, se consideră special și este neorganizat. Preferă o viață îndestulată și activă, dar fără constrângeri și obligațiuni. Îi place să fie admirat, lăudat și aplaudat. Este răzbunător și poate depăși chiar normele moralității pentru a pedepsi. Este capabil doar de a agita masele pe o perioadă scurtă, dar nu și de continuitate. Se face popular prin empatie, având capacități de comunicare și convingere. Pozează în jertfă și victimă, uneori chiar sub demnitatea sa. Urmărește poziții sociale neapărat înalte ca să se deosebească semnificativ de cei din jur, indiferent ce trebuie să facă pentru asta. Oportunist, leneș, comod, nu-și respectă promisiunile. Dificil în comunicare și conviețuire pașnică, ironic, sarcastic, prefăcut și bârfitor. Certăreț, iritabil, îl caracterizează duplicitatea și fățărnicia. Știe să manipuleze, este extrem de supărăcios și cu viziuni unilaterale, poate avea comportament agresiv și bătăios, cu înclinații violente, fricos și laș. Pentru rezolvarea problemelor sale, acționează cu mâini străine. Axează discuțiile pe abstractizări, generalizări, evitând orice aspect concret, conturări clare, pentru a avea spațiu de multă vorbă și manipulare. Este meschin și laș. Are teamă să-și piardă averea și confortul. Dacă consideră cumva Andrei Năsase că cei care au scris aici au mințit, e problema lui. Pe dumneavoastră însă vă îndemn să luați acest articol publicat azi dimineață la ora 8:02 de către Ziarul Național, să-l citiți atent și să vedeți cu sinceritate cât din ceea ce se scrie aici se potrivește cu ceea ce noastră ați văzut și ați auzit an de rândul, cu ceea ce vedeți și azi, și vă garantez că din păcate veți vedea și de mâine încolo. Doar că noi vom fi mult mai atenți și mult mai direcți cu tot ceea ce s-a făcut și se va face de acum încolo, pentru simplu motiv că nu neapărat despre Andrei Năstase este vorba. Este vorba despre soarta Moldovei, iar Andrei Năstase se consideră alternativă, salvator, mântuitor, mesia, smeritul, cel bun, cel drept, pro-europeanul și așa mai departe. Nu. Mulțumesc mult, Vitali Catană, mulțumesc mult, Roman Mihăieș. Noi asta pentru atenție. Mâine ne vom ocupa
și de alte persoane din anturajul lui Andrei Năstase, pentru simplu motiv că atunci când m-am uitat pe internet, sincer, m-am amuzat și am văzut că apoi și Telegraf.md a preluat asta, un episod din emisiunea Într-un pas bun, realizat de domnul Hargel, pentru simplu motiv că acolo am mai aflat ceva, că cel care este unul din campionii luptei antioligarhice aranja în Statele Unite vizitele lui Vlad Plahotniuc. O făcea în mod oficial, o făcea fără să se opună, o făcea cu convingere. Astăzi are cu totul alte convingeri. De ce oare? Și oare cum este când cineva spune că are o vilă de 1.500.000 de lei sau așa? Doamne, halucinant. Discutăm mâine.